Bacăul nu mai are, ca pe vremuri, WC-uri publice subterane dotate cu materiale de igienă și cu personal. Există toalete ecologice amplasate în punctele intens circulate, cum ar fi la intrarea în Parcul Cancicov, în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență, în Parcul Trandafirilor, la Tribunal sau în stația de taximetrie de lângă fosta Bibliotecă Județeană. Acestea ar fi însă doar elemente de decor. Aveți toalete publice aici, în spatele fostei biblioteci. Le folosiți? Doamne, le folosim, dar sub orice critic. E o mizerie acolo extraordinară. Nu îngrijește nimeni de ele. Degeaba plătesc oamenii, cu oamenii nu-și fac datoria. Sub orice critic. Sunt mai multe lucruri. Și la spital acolo și în alte persoane sunt. Nu se îngrijește, nu are grijă de ele. Toaleta de la Biblioteca Județeană a fost mai mult defectă în ultimele 6 luni. La această oră există 2 cabine, dar una nu are mâneri, iar cealaltă este încuiată. Oamenii susțin că se face foarte rar curățenie și că mirosul este insuportabil. Vai de capul ei, deplorabil, e rea. A luat una bună și a adus una rea. Nu se poate. Și apoi, ca igienă? Ca igienă, mai e o femeie care mai vine, dar ea lucrează și la alte WC-uri. Dar în schimb, ușa o ține închisă, stă oamenii la coadă. Nu-i normal. Taximetriștii care stau toată ziua în stradă sau în mașină în așteptarea clienților sunt cei mai chinuiți. Ei susțin că nu poți să bei un suc sau o cafea pentru că nu găsești în zonă un grup sanitar funcțional. Toaleta e reparație din de asta iarnă s-a înghețat și încă n-a dezghețat. Până acum, ca să știți. Și au dus-o la reparat, vă 2 luni și ceva a fost dus toaleta de aici. Au dus-o mai rău decât cum a fost. După câte am aflat de la alții, ci că e altă cabină, nu-i tot aceeași. Și merge femei peste bărbați, că e o singură cabină și aia fără mâneri, fără încuietoare, fără apă, deci e o problemă destul de serioasă. Da. Dar principiul românesc. Bine că s-a stricat. În caz de urgență, bărbații mai intră într-un restaurant apelând la mila șefilor de sală, dar nu întotdeauna au la îndemână această soluție. Conform normelor europene, prezența toaletelor ecologice în piețe și în parcuri este obligatorie. Oamenii susțin însă că achiziționarea toaletelor ecologice a fost o cheltuială inutilă, de vreme ce 3 sferturi din an nu pot fi utilizate.